Astăzi, la Schimb de Mame, vom cunoaște două familii între care diferențele sunt frapante. Mai tare dau? O familie muncitoare care s-a realizat în timp. Da. Sunt o femeie muncitoare. Nu numai că fac treburile de femeie, fac și treburile de bărbat. Și o familie tânără la început de drum, fără experiență și fără un sprijin important din partea cuiva. Nu trăim după reguli. De exemplu, dacă astăzi ne-am trezit și vrem să facem X, Y, Z, noi le facem. Nu ne facem niște reguli pe care trebuie să le respectăm. Anca Alexuiu din 2 Mai Constanța se consideră o mamă și o soție împlinită. Așa. Adică așa. Noi suntem distractivi, suntem glumeți, ne place să facem haz de necaz. Nu o să mă duci la mare, mă uzi în grădină cu furtunul. De cealaltă parte, la Uituz, și Iulia lasă impresia că este mulțumită de viața ei. Deși aici ar fi anumite virgule, cum s-ar spune. Cu toate că încă suntem mici, încă suntem la început și s-au întâmplat foarte multe chestii și noi încă am rămas acolo uniți. Încă am rămas unul pentru altul. Cele două femei vor face schimb de mame pentru o săptămână. O experiență unică în viață. Din stațiunea 2 Mai, familia Alexoiu vă transmite calde salutări. Anca Pavel și cei trei copii, Bianca, Larisa și mezinul Robert. Voi puneți mesele și șezlongurile și uite, ștergi și masa aia. Fetele mele, Bianca și Larisa, spun că sunt exagerată cu curățenia, dar n-am ce să fac. Asta sunt eu. Robert, tu strângi melcii și corcodușele care au căzut de aici, de jos, da? Câteodată mă gândesc că am fost un pic cam dură, pentru că eu consider că sunt mai dură eu decât soțul meu în familie. Dar cred că le-a prins foarte bine copiilor. Uite, iei direct de aici și bagi în pungă, vezi? Așa, mamă. Dar știu să fiu și prietenă, cea mai bună prietenă a lor. Adică eu sunt nu numai mamă, sunt orice vorbesc cu ei. Orice, începând de la tabuuri până la orice. Din Uituz ne salută tinerii soți Iulia și Cătălin, băiețelul Luca și bunica Mariana, mama lui Cătălin. Vrei să ieși ardei? Da. Păi, faci și da. Să cu ciorbă? Da. Anca este o femeie foarte activă. De-a lungul anilor a suplinit cu brio absențele soțului, el muncind mulți ani pe mări și oceane, ca maestru principal în marină. Soțul meu e foarte important în familia noastră. Adică fetele nu se feresc, chiar nu se feresc de el. Orice discută cu el. De băieți, de absolut orice. Eu sunt aia care îi cert mai des, dar îmi și trece mai repede. Eu nu știu când îi trece, intervin. Și deja când am intervenit, deja e prea târziu, ne certăm între noi. Sacrificiile lui Pavel au fost cu folos. Făcând echipă foarte bună cu Anca, cei doi soți și părinți se bucură acum de o casă, așa cum au visat, și de un trai lipsit de grijă alături de trei copii foarte bine educați. În prezent ne bucură că am reușit să ne terminăm și noi căsuța, pentru că ne-am chinuit ceva de ceva ani de zile, am tot început și n-am sfârșit abia acum. Sunt foarte mulțumită de copiii mei. Uitându-mă în jur și la alți copii din generația lor, ei chiar sunt. Chiar dacă este încă în câmpul muncii, cum se spune, lucrând ca vânzătoare la un magazin de haine, Anca nu neglijează deloc casa și nici relația cu copiii. Iulia și Cătălin sunt doi părinți foarte tineri, aflați la început de drum. Fără un sprijin material în viață, au un trai care din exterior pare destul de greu. Dar ei nu se plâng. Să fie obișnuință, să fie nivelul așteptărilor mai mic, greu de spus. El își dorea foarte mult un pac, nu învățea super bine. Da. Și nu a zis că vrea. Adică doar a văzut, a zis că îi place și l-am adus. Sau nu contează că costă mult, că costă puțin, gestul ăla contează. Că băi, l-am adus și l-a dorit, îl are. Cei doi soți, împreună cu copilul lor, Luca, locuiesc în casa părintească a lui Cătălin. Însă nu se poate spune că prezența bunicii le ușurează foarte mult viața. Ei, mai sunt certuri! Nu spală vasele! Și la asta eu mă mai aprind câteodată. Nu-mi place să spăl vase, deci nu. Fac orice altceva. Iulia și Cătălin au locuri de muncă destul de modeste, care nu le permit să economisească sau să facă mari investiții. De aceea viața lor pare blocată într-un soi de trenare. Până în moartea tatălui meu, noi am decis să ne luăm o casă. În care am și stat un an și ceva. Un an și 6 luni. Când s-a auzit că tata a murit, ne-am mutat aici. Noi nu ne-am întors ca să rămânem aici. Deci am venit, am să facem pașaportul la băieți, că am să plecăm în Spania.
După aia și mama lui era un pic bolnavă, e și acum, a fost întotdeauna bolnav și am zis că să rămânem. Da, și am zis că ok, rămânem, că simt mai și ceva de muncă. Chiar dacă se confruntă cu multe lipsuri, cei din Noituz se declară totuși mulțumiți de viața lor. O viață în care, pentru Iulia, odihna este destul de importantă. Da, când sunt acasă și când nu am nimic de făcut, eu dăm foarte mult. Cele două mame se pregătesc acum de plecare. La 2 mai, Anca este asistată de cele două fiice, care par mai degrabă două prietene mai mici. Dau loc toate? Uite-mă de aici că le fac eu loc, ia să vezi. Ce e aici? Pantofi, sandale. Unde trebuie să ajungi? Lavaji la porci, la... Nu știu. Să sperăm că... Nu contează unde ajung. Aici mi-am băgat pantofi de ocazie, poate de șo la vreo petrecere. E, da. E, da. Nu, a? Adică cum, nu? Mă duc doar la muncă? Vreau și la relaxare puțin. La Uituz și Iulia este asistată de soacră, iar Cătălin o ajută. Numai rochia asta o e? Da, păi dar nu mă duc la nuntă. Dar cea albă? Care ai pus-o, nu vrei? E prea scurtă. Ah, ei, faci tu parada moli. O să fie dor de mine? Normal. Nu. Nu? Nu cred. O să-mi fie normal. Asta că vine o mamă măcar pe jumătate ca mine. Pantalon nu-ți iei? Ba da. Nici multe, că știu că e cam țâlă să li tări după tine. Eu cred că mi-ajunge atât. A sosit momentul plecării. Anca și ea la revedere de la patru pezi și apoi încearcă să nu transforme despărțirea într-una cu lacrimi, doar că fetele au o altă simțire. Nu mai plânge, te rog! Plâng și căței după mine. Iubesc. Și vă iubesc. Hai. Aveți grijă, da? Da. Hai că treci repede. Treci repede, da? Da. Să bei apă. Te iubește mami mult. Pleacă și Iulia, nu înainte de a primi ultimul sfat de la soacra ei. Da, mama, pupă. Să fii tare. Să ai grijă de tine, să fii... Da, mami. Curajoasă, ascultătoare, harnică. Ca de obicei. Să-mi scrii după ce vii. Pa, Luca. Pa. Pa. Cele două mame au plecat la drum, iar noi nu putem rata ocazia să vă arătăm frumusețea litoralului privit de sus. Merită atenția preț de măcar câteva secunde. Revenim acum la mame și la trăirile lor. E greu. Adică n-am plecat niciodată și mi-e puțin greu. Puțin, am emoții foarte puține, nu mult, puțin. Adică noi, eu am mai fost plecată, mai sta fără el, a fost și el plecat. Dar n-am fost niciodată așa ca să nu pot să vorbesc cu el, copilul. Ne mai bucurăm puțin de peisaje, dar revenim la ideea de emisiune și la un moment pe care mamele l-așteaptă, aflarea destinației. Județul Constanța, eram sigură de asta. Deci eram sigură. Nu am fost niciodată. Mi-am dorit întotdeauna să ajung la Constanța. Deci nu cred. Comuna Uituz, județul Bacău, Moldova. Soțul meu moldovean la moldoveni. Mă aștept la copii mai mulți. Animale, gospodărie. Mi-aș dori să fie o familie ca și noi, mai modestă. După un drum de câteva ore, cele două mame ajung una la casa celeilalte și au la dispoziție o oră pentru a inspecta casa și pentru a afla regulamentul după care ea funcționează. Ups! Hai, fugi aici! Fugi că mi-e frică de tine! Da, căței, mi-e frică de ei! Am fobii de căței. Am eu o experiență neplăcută cu ei din trecut. Și îmi doream să nu aibă câini. Era singurul lucru care îl voiam. Wow! E o casă foarte mică. E clar că sunt mai amărit, să zic așa, un pic. Hai, nu vine să cred. Mai perdele.
N-avem uși. Asta e baia? Nu cred că asta e baia. Au curte mare. Eu nu am așa curte mare. Se pare că sunt un pic mai petrecăreți, ca boxe, grătar, terasă, scaune, hamac, umbrele, tot, ca la carte. Nu cred că e cazul să mă descalț deocamdată. Dar ce e așa întuneric aici, nu? Becuri. Vai de capul meu, dar aici sunt clai peste grămadă. Vai, uite cât de frumos aici. Asta e o mașină de fotbal, bicicletă, mama e sportivă, e petrecăreț, tăticu. Boxe și aici, boxe și în spate, microfon. Oh, n-avem cameră aici. Mamă, ce de plușuri. Sala de mese. Aici e sala de mese. Da, e foarte aglomerat, toate sunt foarte aglomerate, adică nu sunt organizate, dacă ar fi un pic organizate. E atât de spațioasă bucătăria. Cred că mămicii o să-i lipsească un pic confortul de aici. Pentru că nu am bucătărie atât de mare, nu am atât de mult spațiu oferită de către echipajul Fregatei, Regina Maria, domnule Alexiu Pavel, cu ocazia trecerii în rezervă. Asta e bunicul meu, ca sigur e bunicul. Așa și grădină. Am văzut WC-ul. Hai că nu-i departe. Uite cum așteaptă WC-ul, crăcănat. Cred că au ceva animale. Sau... dar vine un miros izbitor de porci, au fost sau de la WC-ul. Nu mă așteptam la așa ceva, mă așteptam să ajung la țară, la animale, la... dar la așa ceva nu mă așteptam. Aici cred că e camera uneia din fete. Au, e mare fetița. Are 18 ani. Liceal, deci da, fata a terminat liceul. Alexo Mihaela, 9-10, 9-50, 8. De media 9-50, 9-64. A 11, clasa 11 a fata. Aici trebuie făcută o curățenie ca să pot să stau, că altfel nu pot să stau. Deci măcar bucătăria și camera, hai, WC-ul e afară. Hai, eu să-mi pun o mască. Chit că s-a terminat cu măștile, eu o să port mască în continuare când merg la toaletă, dar... în bucătărie și unde o să dorm eu, unde să-mi spune tăticul că o să dorm. A, cred că aici, pe canapea. Uite, vezi? Musafirii dorm pe canapea. A, aici e camera băiețelului. Clasa a patra. Ok. E mare. Mă bucur că sunt mari copii. Ia, cu Pampers? Nu cred! Ați deschimbat Pampers. Chiar îmi place lucrul ăsta. Mai mi-aduc și o aminte puțin cum e cu copii mici, că ai mei au crescut. Mă antrenez pentru când o să devin bunică. E spațioasă baia. Deci la mine e un pic mai greu cu dușul, cu spălatul. Spălatul, când mă refer spălat, nu, avem mașini de spălat, avem apă, deci... dacă baie încă facem la Ligian. Deci nu cred că mi-ar fi rușine să spun asta, cred că toți au făcut cândva baie acolo. Am avut și duș, am avut și cadă când am stat la bloc. Dar acum e acum. O să-l rog pe tata să mă lase să profit de... această minunată cadă și cu siguranță, da, o să vin și o să fac, dacă mă lasă. E ok, în concluzie, casa arată bine, interior, exterior. O să am treabă săptămâna asta, multă, foarte multă. După primele impresii, unele bune, altele mai puțin bune, mamele află regulamentul ce le-a fost lăsat. Bine ai venit la noi, eu sunt Anca. Pe soțul meu îl cheamă Pavel și avem împreună 3 copii. Bine ai venit la noi. Mă iubesc Iulia, am 21 de ani. Uai, ce tânără e. Iar Cătălin, jumătatea mea, e cu 4 ani mai mare. Vai, dar sunt tineri, tineri. Avem împreună un băiețel de 2 anișori pe nume Luca. Ah, deci un băiat. Dar foarte multe jucării pentru un copilaș. Îi fac toate poftele. În perioada vacanței, fetele muncesc ca să facă un ban. Robert e resoțatul familiei. Deci ok că le învață cu munca de acum, ca să știi cum se face banul, să știi că e muncit, să-l apreciezi. La Uitu suntem de puțină vreme, că înainte am locuit în vestul țării și la Onești. Aici stăm cu soacră mea, pe care o cheamă Mariana și care te va mai ajuta la una alta. În casa aici? Vai de capul meu! Păi și unde doarme și soacra și copilul și mama și tata și eu unde? La vecini?
Eu sunt șefa pe aici, dar nu consider că sunt apreciată tocmai pe cât merit. Oricum, să știi că viața m-a învățat să fiu și răbdătoare și înțelegătoare. Că dacă nu eram așa, poate că nu eram acum echipa care suntem. Deci la mine acasă nu sunt șefi. Cred că o să învăț ceva de aici, fiind mai mari ca noi. Eu și Cătălin lucrăm în ture, eu vânzătoare la el ospătar. Deci lucrează amândoi. Păi de-aia n-are timp de casă, că soacra nu cred că face curățenie. Are grijă de copil. Eu și Cătălin ne mai și certăm aproape zilnic. Adică ne mai și certăm aproape zilnic. De fapt, dar nu ne ține mult, că ne iubești, ne băgăm repede. Să-mi uzi neapărat florile, inclusiv smulsă bureana la cele din grădină, iar curtea să fie măturată și îngrijită mereu. Ah, n-ar fi asta o problemă. În primul rând, sper să se obișnuiască Luca repede cu tine, că e un copil mai sensibil. După ce se trezește, să-l speli cu șervețele umede, că nu suportă apa, mai ales pe față. Fiecare întreține curățenia, cel puțin în camera lui, să speli zilnic pe jos, se curățe aragazul după ce gătești. Mi se pare foarte ok, adică curat trebuie să fie oricând, oriunde, deci aici nu am ce să comentez. Să mergeți la plajă și să vă distrați. Nu știu dacă o să merg la plajă, dar mă bucur că am ajuns aici, aproape de ea. Reticență la plajă? Mai rar auzim asta. Poate vom afla și de ce. Până atunci ne interesează felul în care mamele de schimb își cunosc familia adoptivă. Bună seara! Numele meu e Pavel. Iulia. Fata mijlocie, Larisa. Robert. Iulia. Cea mai mare. Încântată. Da. Acum o să ne spune și dumneavoastră cine sunteți, cum vă cheamă sau? Iulia, sunteți curioasă unde ați ajuns unica? Județul Bacău. Excelent. Bacău. Da. E bine. Un copil, un bebe mic, 2 ani și 2 luni. Ce plăcere. Stăm jos. Are și un nume, un băiețel? Luca, da, Luca Ștefan. Frumos. Mai exact din Bacău, din ce? Comuna Uituz, da. Eu, Comuna Uituz, o sătuc de lângă Bacău. Da. Câți ani credeți că am? Și eu știu, junior până în 30. 26, 25. Acolo. 21. Nu o consider o mamă de schimb deloc, pentru că e apropiată de vârstă și cred că o să ne înțelegem ca niște prietene. Nu știu de ce să le spui. Nu zic că nu-mi place ideea sau gen așa, e foarte de treabă. Dar nu știu, nu mi se pare că respectă emisiunea ca schimb de mame. Ba da, pentru că este mămică, Robert. Păi da, la 21 de ani, adică... Da, Robert are băiețel de 2 ani. Și tu ai avut 2 ani la un moment dat. Toți am avut 2 ani la un moment dat. Hai, nu știu. Robert, ești genial. Nu aveam cum să tăiem părerea ta la montaj, mai ales că sora mai mare a explicat de ce ai o mamă de schimb atât de tânără. Mergem acum la Uituz să vedem dacă acolo se respectă emisiunea. Vai, ce băiat drăguț! Mulțumesc! Eu sunt Anca, Luca. Eu o să fiu mămica ta până vine mămicuța ta, da? Vai, dar ce băiat frumușel! Săru mâna! Mariana! Anca, îmi pare bine! Bine v-am găsit! Sunteți sănătoase! Mulțumesc foarte frumos! Săru mâna! Bună! Cătălin! Anca, îmi pare bine! Am văzut că e super! E prima dată, omul se citește pe frunte! Unde ai ajuns să... Descurioși? Da, să zic așa. Sunteți duceți la Constanța. La 2 mai, da, Constanța, județul Constanța. Bye! La mare. Serios? La de mare a ajuns, bucurie, da? Pe ea. Da, la mare a ajuns. O să... Ea o să fie în concediu. Eu sunt un pic mai mare ca voi. Nu-i problemă. Ca noi, adică... Ca tine și ca Iulia. Ca mine nu cred. Da, ca dumneavoastră nu. Văd că s-au bucurat foarte mult, că au cu cine să vorbească și ei vor comunicare. Asta e un lucru foarte bun pentru mine. Ia să-mi arătați și mie unde mă instalez. Aici. Aici, în camera asta aici? Da. Aici. Așa, și cum facem? Cum facem? Aici cine dorme de obicei? Aici e camera mea și a lui Ilea și a lui. Și stați toți trei, da? Da. Și doamna? Eu acolo. Acolo. Nu o să fie problemă că... Și eu o să rămân aici cu băiatul? Da, da. Și tu? Eu o să găsesc repede. Am văzut că aveți multe cămăruțe. Da, cum să nu? Acum s-au făcut. Că copiii au fost plecați în altă parte și până s-au revenit înapoi. Am noi am rămas doi. Din doi am
Da, am văzut. Condoleanțe. Ce? Trebuie să treceți. Eu zic că cel mai bine e să vă faceți de lucru, aveți nepoțelul. Dacă nu spui el, n-am treabă. A, e foarte el, bine da. Asta. Ei, dânșii, de ce? Nora mea și cu băiatul lucrează. Și eu rămânesc cu băiatul. Așa, da. E foarte bine asta, că dacă n-ați fi cu băiatul, ar fi... Cred că aș lua o piarătură cu ca pe asta. Acum sunt și eu... Da, îmi place de dumneavoastră și sunteți super ok. Mă bucur. Am zis să dea Dumnezeu să vină o mamă de schimb. Vedeți după suflet. Să fie comunicativă, să vorbesc. Că asta... De asta aveți nevoie. Da. La prima vedere chiar mi se pare ok. Cu timpul vedeam care-i treaba. Cu toate că e mai în vârstă ca mine, o să ne purtăm ca și cum ar fi de aceeași vârstă, zic eu. Primul lucru pe care o să-l fac o să fie... O să merg la magazin să-mi iau să-mi iau o copaie să mă spăl. Pentru că sunt de la drum și eu am nevoie de un duș. N-am o problemă că mă spăl la leghean. N-am niciun fel, că și eu m-am spălat la leghean înainte. Da. Doar că vreau să fie... A dumneavoastră. Al meu, da. Acum nu e normal, dumneavoastră ne spălăm în același. Nu, dar nu e gândesc corect. Bine? Da. Gândesc bine, da? Mă bucur că ne înțelegem. Da, așa este. Nu? Gata? Hai. La magazin. Recunoaștem că nu mai ținem bine minte cele peste 400 de emisiuni din ultimii 17 ani, dar este posibil să avem de-a face cu o premieră. Mama de schimb își cumpără o copăiță pentru o băiță. Ce drăguț! Anca, ne ierți, dar știam de la început că vei găsi soluții la oituz. Melc, melc, codobelc, scoate coarnei băurești. A? Ce zici, Luca? A nebunit mama? A nebunit mama? Deci am un eco aici, pot să fac o melodie deja. După o zi lungă, mamele se pregătesc de odihnă. Cum te simți aici unde te instalezi? E ok. Adică n-ai fi preferat în casă cu toți la grămadă? Nu. Sunt singur aici, eu cu mine, cu gândurile mele. E bine? Ai și baia acolo? Da. Dar uite, tot în partea cealaltă la... Asta vreau să îți zic acum. O să avem... Nu are baie. Deci nu, practic... Nu are o baie specială. Nu, uite, dar practic... Dar nu face nici la linia. Ba da. Ba da? Ah. Ba da. Uite, știi, de exemplu, îți dau o cameră. Ea de aici trebuie să treacă așa prin camera soacte ca să e ajungă modelul la bucătării. De aici numai că sunt chiar cu pereți și cu uși între ele, nu? Ceva în genul. Adică ar fi cameră și din nou cameră. Da, ceva în genul. Sau bucătărie. Separate cu ușă, cu tot ce trebuie. Da, bineînțeles. Așa cum ți se pare confortul aici și cum e acolo? E super ok, n-ai cum să compar. Noi acum stăm cu soacra, deci noi n-am stat acolo cu ea, lângă ea. Da. Deci, practic, de asta condiții nu prea sunt. E acolo când am stat, a stat ea și soții și atât. Tu ești mulțumită de situația în sine? Să zic așa, de pe scară, de la 1 la 10, cam cât de mulțumită sunt că stau cu ea acolo? Nu. Spune-mi așa, în cuvinte. Nu, o zic de pe scară, de la 1 la 10, un 7,50. De la 1 la 10? Deja înseamnă destul de mult, adică ai... Nu pari nemulțumită la 7,5. Problemele pe care le are sunt destul de serioase. Acum, dacă le percepe într-un mod pozitiv, pentru că ea le prezintă într-o lumină mai slabă, mai ca și cum n-ar fi chiar o mare problemă, dar m-aș bucura să aud că e așa și că au trecut cu bine peste toate greutățile. Eu zic că dacă vrei să realizezi ceva și să poți la rândul tău să ajungi pe altcineva, uite cum suntem noi acum, am ajuns în situația de a fi nași, adică foarte să frumos, coordonezi pe cineva. Frumos. A trebuit să ne rupem cumva, da, am avut chiar discuții între noi, păi, ascultă, mama, mai lăsăm, mai avem grijă și de noi. Trebuie să fiți și voi singuri, l-aveți pe Luca și nu puteți să faceți, e vorba de intimitate. Okay. Ei încă n-au un loc al lor, adică inclusiv ăsta unde stau acum, e al părinților lui. Încă nu sunt stabili, nu sunt ca o familie unitară. Avem deja primele concluzii la 2 mai, iar la oituz avem un final de zi mult așteptat de Anca. Mă spăl și eu că de la drum sunt varză. Eu cu mine, cu ligheanul, astea sunt condițiile, n-avem ce să facem. Mă duc să mă bălăcesc.
să rămână Anca la noi și să lăsăm pe mami acolo, nu? Îl bufnește și de somn. Vrei să slăbești? Da, da. Vrei să ajut? Dacă vrei, poți, ai timp. Săptămâna asta. Nu mă așteptam să intre neapărat cu totul în apă. Copilul e mușcat de pure ce am văzut că i-a scadus mâța în casă. O menajează cam mult. Soacra trebuie să știi cum s-o iei. Este cea de-a doua zi a schimbului de mame, care la Uituz începe de vreme, după o noapte nu tocmai de vis. Spatele mă doare. Este mai obosită decât m-am culcat. Deci bine, n-am dormit azi noapte. Bine, una că am stat cu grijă că, na, e copil mic și trebuie să... Eu am rămas foarte surprinsă că mi-a zis că el se trezește peste noapte și trebuie să-i dau un biscuite să mănânce. Deci copilul mănâncă noaptea, ceea ce nu-i normal. Chiar dacă nu a dormit, Anca și-a propus să fie foarte prezent în familie. Luca are nevoie de o mamă. Luca, facem un nouț? Seamă? Moale? Da? Da? Da. Hai să facem, ia să vedem, să-mi arăte. Acolo s-a confit încoloit. Ăștia nu trebuie să stai la congelator? Dar nu mai încape, nici bunica nu mai încape acolo. E prea plin. Scoate tigaia și uleiul. Da, și stai ca să spun mai întâi, nu? Așa să o spăl eu. Da, vă ajut, că mi-mi place. Da, îți place? Așa o ajut și pe Iulia? Bun, bravo. Uite, mănânc și eu cu tine, vrei să mâncăm împreună? Mâncăm împreună? Hai! Așa. Așa. Da, ce darnic și ce... Așa, ia să vedem, ia, cum muiem amândoi acolo. Ia, fac și-o ca tine? Supă singure. Ce tu mai câte... Frige? Frige? Da. Hai, știi și tu că frige. E bun? Da. Da? E grijulie, bă, că e grijulie copilul. E, se vede că are copii, se vede că e familiară, se vede că e harnică și că vrea și poate. Față de mine, e o persoană mai matură. Nu pot să zic că pot să mă pun cu ea. La 2 mai, Iulia a dormit până mai târziu. Să-i fie de bine! Doar că soarele e deja sus pe cer și oamenii de aici s-au apucat deja de mișcat lucruri prin curte. Bună dimineața! Bună! S-au trezit copiii? Fata cea mare, da, a plecat la muncă deja. Am dus-o de dimineață. Iar cealaltă nici nu știu. Eu am fost la treabă pe aici, prin grădină. Hai să vedem cu copiii care-i. Da, vedem ce fac, dacă mănâncă, nu mănâncă. Sau ei înainte încerc să-l trezești pe Robert? Încercăm, vedem. Vezi cum reacționează doar. Da, vedem, încercăm. Revenim la Uituz, unde Anca încearcă să afle mai multe despre familia în care a ajuns. Voi cât aveți de când v-ați mutat aici? 2 luni. Două luni avem de când ne-am mutat. Are ideea aglomerată și... casa, așa, da. V-ați adus și lucrurile. Da, și după cum am spus, eu în mare parte eu n-am băgat niciun ban aici. Nu, ce-am băgat eu cu soțul meu și din pensia lui. N-am băgat niciun ban, dacă băgam, se vedea. Și urmează să faceți voi, nu? Așa am spus. Vreau să facem un pic de curățenie în cameră unde... La copil, acolo unde am dormit eu. Și să... Dacă a dus pisica, trebuie schimbată lingeria spălată. Așa că, ți-am l-a pișcat și pe el și pe mine. Cred că de la pisica aia. El s-a atașat de pisică, pisica de el și acum cred că e să nu fii și acum acasă. Copilul e mușcat de pure ce am văzut că i-a scadus mâța în casă. Și pe mine m-a mușcat. De-aia am și zis că să fac un pic de bag la spălat în cameră, să aerisez. Acolo nu e geam, n-ai cum să aerisești, e un miros tare închis. Și facem treaba asta cu plușurile, cum am zis eu? Le dăm deoparte. Te rog. Promit. Da? Eu am înțeles că ei s-au mutat doar de 2 luni la... de stă cu maică-sa, de când s-a îmbolnăvit. Dar e casa înghesuită, aglomerată. Măi, ia niște cutii, ia niște organizatoare, fă cumva, șterge un praf, dă prea multe covoare. La ei fiind aglomerate, la ei trebuie să fie totul simplu, cât mai eliberată, cât mai aerisită camera. E bun? E bun? Să încercați să-i luați. Am zis că tu 6 seara ai mâncat și nu-i prea bun. Asta vreau să zic, 6 seara am mâncat tot cu ciocolată. Am încercat să-i mai dat seara cu ciocolată, că el de-aia agita noapte. Nu, el asta o bagă. Asta nu mănâncă, cred că mănâncă cam 4 pisici. 4 mănâncă din astea. Sunt ok astea. Mult mai ok decât ceva de genul. Și seara o să încercăm să-i dăm din alea. E bun? Ia, golanele. Luca, bem ceai? Tati, ia spune tu lui tata. Se doare de mami? Nu te dor? Îți place mai mult de Anca?
să rămână Anca la noi și să o lăsăm pe mami acolo? Nu? Îl bufnește și de somn. De ce vorbești, măi, tati, acolo? După o dimineață relaxantă, la 2 mai, Iulia încearcă o inițiativă. Nu era în planul familiei, dar să fie bine primită. Tăticu, nu crezi că ar trebui să strângem și vreo două cocoduce din copac, că sunt prea multe, cad pe jos? Nu ce o problemă. Facem un compot, o dulceață. Vrei să te ajut cu scuturatul ca să cadă la... Păi nu, o să mă duc să chem copiii. Pentru scuturat? Păi nu, o să le strângem. Păi nu, pentru dulceață e direct din pompe alese, de alea negre, da, de alea... Da. Da? Da. Dar s-a pus să vii puțin în spate să mă ajut să strâng niște corcudușe? Da. Îl chemam și pe Robert? Robert? Da. Vii în spate să ne ajuți? Cu ce? Să strângem corcudușe? Da. Uite, tu poți să mă ajuți pe mine să le strângem pe astea după jos. Ok. Asta mai turțite așa, nu? Toate. Toate. Ca să fost un curat, nu? Da. Roberto, mai ajuns pe mami cu treburile prin grădină, nu știu. Da. Da? Uh-huh. Ce obișnuiești să faci sau la ce obișnuiești să o ajuți? De obicei să strâng melci de pe gard, de pe pom. Ok, și altceva? Cam atât. A, să mai scot luminile după ce, dinainte să udă tati grădina, scot luminițele ca să nu le surpească. Dar pe tati îl mai ajuns la treburile astea de bărbați, cum ar veni? Gen, te bagi, te bagă și pe tine în chestiile lui? Unor, da. Ce te pune să faci sau ce faci? Să mai tai un lemn, să construiesc în general cu el, să-l ajut la treabă. Tu, Larisa, mai ajuns pe mama? Da. Cu ce? Ce te pune să faci? Cu tot ce e nevoie când... La curățenie, în grădină, de obicei, că îi place foarte mult să stea în grădină. Cine a muncit mai mult pentru grădina asta? Mami, cel mai mult, dar și tata a lucrat. Noi copii, așa, mai pe lângă, cu scosul rădăcinilor, chestii din astea mai micuțe. La drept vorbind, nu prea avea nimeni chef de strâns corcodușe, dar e de apreciat bunăvoința copiilor și a tatălui. În cealaltă parte, maturitatea Ancăi se face deja simțită, iar întrebările pe care le pune nu au ca scobârfa, ci mai degrabă încercarea de a cunoaște mai bine ecuația familiei. Cum vă înțelegeți cu Nora? Mai ies cântei? Contraziceri. Contraziceri, da, mi-a zis da. Și Cătălin că ea se contrazice foarte contraziceri. Mult. Eu dacă îi spun ceva, de exemplu... O venit într-o seară așa. Acasă și zice, eu am luat și încărcătorul la telefon. Tu, eu am văzut numai cheile pe masă, nu am văzut niciun încărcător. Nu, nu și nu. Dimineața când ne-a spus, a găsit în mașină la patroană, la șefă. Și eu adică zic, vezi ce ți-am zis? Ceva... Da, e ca și cum v-ar certa. Are un, cum să spui, un tic din ăsta care eu, când îmi zice ceva că nu este adevărat, am venit să plâng. Am înțeles. Da, și dintr-o dată eu mă supăr. Am înțeles. Da. Da. De asta. Și vă ia apărarea, Cătălin? Adică ei se ceartă, certurile lor sunt așa din cauza asta că vă mai certați dumneavoastră cu ea sau? Nu, ei se ceartă... Dar cu ale lor? Se ceartă de lor, că ea să ne prea mult la băiețel, ea vrea să fie, dacă de exemplu Cătălin e mai restrâns să nu facă mizerie sau ceva, Iulia îl lasă să facă ce vrea. Mm-hmm, dar știți de ce? Pentru că ea nu prea stă acasă. Exact. Și da, pe de asta. El e și cu el, am văzut și cu el, vrea să facă și curățenie, vrea și grădină, el face de toate. De omenajează cam mult. Soacra trebuie să știi cum s-o iei. Eu m-am descurcat cu ea. Adică, dacă știi cum să-i vorbești, ea pare femeie de treabă. Iulia, dacă ar fi puțin mai șmecheră, adică cum, ca să se înțeleagă cu ea, trebuie să intre puțin în, cum să zic, în grație. Trebuie să știe cum să o ia, să vorbească cu ea. E soția. Cel mai bine bag. Pentru ei de este să eu mă stea bag. Singur. Deci, tot așa am zis și eu. Eu m-am băgat într-o zi, tot așa. Și am rămas dușmană. Asta zic că trebuie să sunteți între ciocan și nicovală. Este băiatul? Tac și înghit. Mă bag în cămăruța mea și mă uit pe telefon și dacă se ceartă. E greu și pentru ei că nu au intimitate. E camera... Să facă.
da, tineri. Da, așa e. Am eu cât am putut, am făcut. Luni. Da, așa este. Eu de acum ajutați. E foarte bine că îi ajutați măcar cu copilul. Da, că da, discutiți da, foarte mult din punctul ăsta de vedere. Intimitate nu au, clar. Eu aseară mi-am pus perdeaua, o perdea la cameră să am intimitate. Mama se uită fix în pat. Eu nu știu ei cum... Da, mă rog. Câte linguri de sare? De pe gust. Adică o gustăm? Păi după gust. Da. Cam cât puneți de obicei? 3 linguri? Da, la punem cam... la 3 linguri. Punem la 3? Mhm. Și apa o punem rece? Da. Bun. Ce punem deasupra? Acu? Putem să punem din asta? Ce puneți de obicei? Folie din asta? Hai, sau din aia transparentă? Când trebuie să umblu la ea, pun din asta. Da? Da. Punem din asta, nu-i problemă. Uh-huh. Și stă așa? Și cum îl vânturați? Păi ridică asta și pune cum... În găleatele răsturnați și așa? Uh-huh. Unde îl punem acum? Unde trebuie punem să stea? Pe masă, acolo. Aici pe masă. Acolo. Da? Uh-huh. Să fie aproape să îl vântur. Așa. Este cea de-a treia zi în care aflăm un lucru important despre Robert. Deși încă un copil, este foarte atent la fizicul lui, pe care a început de ceva vreme să și-l modeleze. Bravo! Ce faci, Robert? Sport. Bine, de câte ori pe zi faci? 2 ori. De dimineață și seara. Păi te povestește-mi cum ai început tu să faci. De unde te-ai apucat? Ce inițiativă ai avut? Am avut un idol la vreo 5 ani. Așa. Mă uitam la un om bodybuilder și am zis că da, vreau să ajung ca ăsta. Vrei să ajung ca el. Da, și de mică i-am zis lui mama mea să-mi ia câteva greutăți, nu mari, mici. Și de atunci am început să fac mici. Uite, cum o să fac la biceps, cu vreo 7 kg, nu mult. 7 kg? 7 kg. Că bara e 1 kg, ăstea mari sunt de 1,5. Am înțeles. Și am băgat 2 pe fiecare. O să-mi dai și mie mai târziu să încerc? Poți să te tu? Dacă vrei și cum poți. Ia. Deci cum? Așa? Așa. Țin așa. Așa. Și pe măsură îl ridici. Așa. Mă descurc. Și cât îi faci din astea? Vreo 20 pe fiecare mână. Ok, cred că o să fac, dacă simt pe mână, cu stânga în pot. Uite, mai am și ăsta. Ăsta este folosit mai mult pentru umeri și pentru spate. Tu faci vreun sport, ceva? Nu am făcut niciodată sport. Nu am făcut niciodată sportul nici la școală. Mai ales acum, perioada asta, chiar n-am făcut de tot ce țin sport. N-am făcut. Că nu m-a lăsat. Și nu ai vrea să te apuci așa? Să știi că m-am gândit să merg la sală. M-am și înscris la sală. Mi-am luat un antrenor personal. Hai să zic ceva. Exercițiile pe care le faci îs cam vreo 40%. Restul de 60% este dieta pe okay, care o ai. Deci tu dacă vrei să slăbești, îți trebuie o dietă perfectă. Am un regim alimentar care eu încerc să-l respect. Nu știu cât îmi iese, dar eu încerc. Și ce mănânci ca să... Ce mănânc? Mănânc bitoate, dar proporții mici. Vrei să te cântărești? Să vezi? Da, chiar sunt curioasă să știu cât. Uite, am aici un cântar. Ce să vedem? 92 de kilograme și 3. Vrei să slăbești? Da. Vrei să ajut? Dacă vrei, poți, ai timp. Săptămâna asta. Deci acum ai 92,3. Da. Cum ar fi că înainte să pleci acasă, să ai 91? Zic, în chel 300 în câteva zile ar fi super mișto. Cred că o să slăbească mămica cât am zis eu. 91 de kilograme, cred că ar fi ok pe... O săptămână. La Uitus, tensiunea plutește în aer. Anca s-a obișnuit cu ideea unei săptămâni grele, dar după încă o noapte deloc confortabilă, simte că îi va fi din ce în ce mai greu. Eu o să lipsesc vreo 10 minute. Da. Plec un pic, mă, după.
Da? Mă duc să fiu așa, eu cu mine mă uit puțin pe aici, prin zonă. Cum vrei. Țin, cum... ies puțin. Da? Cum zici? Hai, și când mă întorc, dacă e, mâncăm. Dacă ți-e foame, pune mâna și mănâncă. Nu mi-e foame, doamne ferește, că dacă era foame, mâncă până acum. Da? Nu-mi place să mănânc singur. Normal. Hai, pa, mă întorc în 10 minute. Bine. Mi se pare că o cam greșită la chestia asta cu pui mâncare în farfurii și pleci. Iulia nu face chestia asta. Acum nici nu mai am poftă de mâncare, să zici. O fi agitat, nu-i convine chestii. Tatăl nu prea înțelege ce se întâmplă, iar Anca, în locul unei scene, a ales să plece ca să-și pună ordine în gânduri și în simțire. Începem să intuim despre ce este vorba. E foarte greu. Deja mi s-a făcut dor de casă, zici că stau de o săptămână aici. Mi-e dor de copii, mi-e dor de veselia mea de acasă. E sumbru aici, e tristețe, doar ne văităm. Cătălin încearcă să... Adică să-mi facă pe plac, așa cum îi face și Iuliei. E un om super, dar e tristețe, e... Nu sunt să vină, hai, ce face, mă, să fie puțin mai vioi, puțin mai optimiști, mai... E așa, în fiecare zi la fel. N-aș putea să trăiesc în familia lor, adică așa cum sunt ei. Mă lași puțin. Eu vreau să fiu puternică, pentru că eu ne-am venit aici, ei sunt, au nevoie de sfaturi și chiar mă simt în măsură și m-a simțit în măsură să le dau sfaturi. Cel puțin Cătălin o să se schimbe. El este foarte încântat de... Chiar mi-a spus că a învățat multe de la mine și chiar ar vrea să țină legătura doar pentru a-mi cere sfaturi. Da, am realizat că misiunea mea, de fapt, asta e, de a le schimba puțin principiile. În rest, eu nu cred că am ceva de învățat de aici. Viața mea e foarte frumoasă. Familia mea e perfectă pentru mine și n-aș da-o pentru nimic în lume. Abia aștept să mă întorc acasă. Mi-e dor de ei. Mult de tot. După confesiunea Ancăi, schimbăm registrul și mergem la 2 mai, acolo unde familia Alexoiu nu putea rata ocazia să-i propună mamei de schimb o zi pe plajă. Asta chiar dacă pe Iulia nu pare să o miște mai nimic. Cu Chiu, cu Bai, au reușit probabil fetele, au convins-o să vină până la plajă. Vrei să mergem cu picioarele prin apă? Da, dar eu nu mă dezbrac. Păi nu, mergem așa. Nu suntem pe dezbrăcatele aici. Hai. Da. Hai. Cred că o să fiu singura ciudată după plajă care o să intri îmbrăcată. Nu mă așteptam să intre neapărat cu totul în apă. A fost ok și că a intrat cu picioarele. A fost bine cât a stat. Știi cum face sport, face ăla de acolo? Ba, nu am sincer. Ai făcut vreodată vreun sport din asta? Arbat? Nu. Ți-ai dorit să faci? Nu. Mi-e frică. Da? Chinautic. Ești chinautic. Nu se numește chinautic. Nu știu cum se numește mie, chiar ți se pare că vrei să fie rău. Ai scufundat vreodată? Nu, voi v-ați scufundat? Da. Nu. Da, nici nu voi încerca, nu-mi doresc. Vreau. Robert? Unde-i Robert? Robert? Uite-l pe Robert! Uite-l aici! Când ajungem la plajă ne simțim bine, adică stăm, ne jucăm, intrăm în apă, că ne bronzăm, da. Ea și cu mami de fiecare dată se bronzează. Eu și cu Robert intrăm în apă și tati și intră în apă și stă și pe cealaltă. Voleiul a fost ca la plajă, adică greu de convins. Okay.
niciodată. Nu știu să joc, nu știu să mă deplasez, nu știu să dau cu mingea, nu știu să fac nimic. Ce să caut eu acolo? Nici noi habar n-avem să jucăm, dar ne băgăm în orice activitate. Dacă e constructivă și ne ține împreună ca familie, încercăm să o dovedim. Hai, hai. Schimb de mame. Câștigătoare. Schimb de mame a câștigat. Go back. Hai. 1, 2, 3 și go back. 1, 2, 3 și go back. Să trăiesc bine. Nu ne mai spălăm pe dinți în ghiuveta de la bucătărie. Și unde? La toaletă? Măcar cât stau eu aici. Bine. Ui, de bine. Ok, să schimbă situația. Okay. Măcar cât stau eu aici, vă rog. Aș vrea să încerc să trezești mai devreme. Sau cel puțin să ieși din cameră când ieșim noi. Pe mine mă enervează când cineva mă trezește. Mai ales cineva vine, ha, trezește. Nu mă aștept ca regulile impuse lui Robert să aibă efect. Am ajuns în ziua a patra când mamele își impun propriile reguli. Începem cu 2 mai, unde chiar ne întrebăm oare ce ar putea schimba Iulia. Robert, ce face? Nu s-a trezit încă, nu? Nu. Stai cu minte. Nu cred. Nu știu. E 12 ceasul, aș vrea să fie și el aici lângă noi. Încă nu e, dar mă rog. Da? Da. Te duci tu să-l trezești, Bianca? Pe mine mă enervează când cineva mă trezește. Mai ales cineva vine, ha, trezește. Eu trebuie să stau, să gândesc puțin. După aia să acționez. Hai, tata, să auzi. Uite, bagă-te acolo peste căței. Robert, cât e ceasul? E 11:29. La ora asta se trezește? Dar nu am trezit acum. Da? Când trezi la 10. Aș vrea să încerc să trezești mai devreme. Sau cel puțin să ieși din cameră când ieșim noi. Știi să spui? Noi toți. Când ieșiți? Păi, asta ar trebui să știi tu. Când am zis de să ieși, știi? 9:10. Măcar. Da. Nu. Era și acolo important că sunt niște reguli. Dar tot somnul pentru mine e number one. Să încerc să limitezi timpul petrecut pe telefon, calculator. Ai cărți? Citești de obicei? Nu prea citesc. Da, ai cărți? Da. Păi și nu-i mai bine să citești o carte. Practic e aceeași chestie cu telefonul. Cu pe telefon te uiți, vezi niște chestii. Nu-i prea același lucru, dar... O să încerc. Cât timp o să aici, știi? Da. Păi cred că o să încerc să mă las măcar să stau 2 ore pe zi pe telefon. N-am zis nimic de televizor. Nu mă aștept ca regulile impuse lui Robert să aibă efect. Vreau să mă țin de programul de antrenament al lui Robert, că vreau să slăbesc, ca să fiu tu antrenorul meu personal și aș vrea să facem împreună cu voi două. Da. Dacă sunteți de acord. Da. Aveți de muncă. Eu le-a promis că ea acum are 92,3 kg și a promis că ea vrea să... Aș vrea să plec cu 90, da. 91 de... 90-91 de kilograme. Eu o să iau în serios treaba asta cu slăbirea, pentru că nu strică Iulia să mai slăbească. Că, na, 92 de chile, la 21 de ani. Păi asta a fost regulamentul, eu nu am avut ce să schimb. Voi sunteți extraordinari așa cum sunteți. Mulțumim. Iulia o simt retrasă deocamdată, o să încercăm toată familia noastră să o facem cumva să nu simtă depărtarea față de casa ei. După relaxarea de la 2 mai, ne concentrăm pe schimbările de la Uituz, pe care le preconizam, dacă nu mai numeroase, cel puțin mai consistente. Hai, Mariana. Hai, Luca. Să trăiesc bine. Ca la ambasadă și la armată. Regulament. Ia să vedem. Am făcut regulament, sper să nu fie... Aici. Să nu mă sperii, să nu vă sperii. Razna. Vreau să vă despre ce. Îmi spuneți dacă sunteți de acord cu ceva. Zic. Da? Da. Vreau să facem curățenie în camera unde dorme Luca și să scăpăm toate plușurile și curățenie în bucătărie. O să gătesc că stau la voi, dacă sunteți de acord. Okay. Să gătesc doar eu. Ce bine, stau cu camiria sa. Mi-aș dori să-i facem copilul un loc, un spațiu de joacă. Dar unde? Unde vrei să facem chestia? Uite, aici mă gândeam eu, ce zici? Da, păi okay? S-am zis până în floare, din floare ce... Despre ce e vorba, că nu înțeleg. Păi o să-i facem ca un gărduț să nu cadă el de acolo, pentru că pentru el e foarte periculos aici, unde se duce el spre poartă să se joace. Da. Îl facem împreună, adică te ajut și eu.
Da, chiar mi-ar face plăcere, adică da? Chiar facem împreună. Nu? Adică nu te pun pe tine să-l faci, îl facem împreună. Da, chiar m-ar da, e bucura okay? chestia asta. Nu ne mai spălăm pe dinți în ghiuveta de la bucătărie. Și unde? La toaletă? Măcar cât stau eu aici. Bine. Ui, de bine. Ok, să schimbă situația. Da, okay. Măcar cât stau eu aici, vă rog. Bine. Ți-ar place aici? Da, uite ce nu. Mai degrabă mi-au cană sau un gheaț și mă duc în grădină. Sau în grădină, oriunde. Deci asta e la alegerea voastră, unde vreți voi. Da, asta nu mă deranjează, da, chiar. Doar la ghiuvete, la bucătărie, da? Am înțeles. Se aprob. Da? E greu? Nu. Regulamentul lui Anca, care l-a făcut și care l-a avut ea în plan, nu cred că din prima zi, așa, pe parcurs, mi s-a părut chiar ok, sincer. Suntem din nou pe litoral. Aici Iulia ar trebui cel puțin să se simtă ca într-o vacanță, dar totuși ea refuză să se deschidă foarte mult sau să se simtă oarecum stânjenită. Poate află fiica cea mare acest lucru. Voi știți să gătiți de mult timp? Nu de mult timp. Larisa de mai mult timp decât mine. Eu acum de un an jumătate, doi, am învățat-o. Mama voastră sau a început ea singură, a dat ea singură inițiativa? Mami a învățat. Adică, ea a întrebat ce pot să fac, ce să o ajute și încet a văzut și cum se face, ea și-a arătat de multe ori. Tu de la ce vârstă ai început să gătești? Nu mai rețiu exact vârsta, dar știu că eram foarte mică. Eram undeva în clasa a treia, a patra, nu știu ce. Câte ani aveam atunci? Știi? 9-10? Păi, ceva în genul ăsta, dar știu că prima dată am făcut ciorba. Cu cine ai făcut? Singura. Singură? Da. Nu te-a învățat nimeni? Nu, am învățat să gătesc singura. Ce frumos! Da. Mama ta nu te-a învățat? Nu. Dacă era acasă, probabil o învăța. Ea, la momentul ăla când începeam eu să gătesc, când am început eu să gătesc, nu a fost acasă, a fost plecată. Și a trebuit să mă descurc să învăț singură, știi? Unde a fost plecată? A fost plecată în Cipru. Cu munca, presupun. Da, bineînțeles. Și asta mult? Asta, da, asta câțiva ani. Tu te-ai descurcat așa? Singur, băi, cu tatăl, da. Sau? Nu, ai mei au fost divorțați. Și am stat cu bunicii din partea mamei. Cred că Iulia s-a deschis în fața mea. Pentru că și eu sunt o persoană deschisă, îmi place să vorbesc cu oameni, să cunosc oameni noi, oameni cu vieți diferite, cu experiențe diferite. La Uituz, la cererea Ancăi, a început curățenia și din ce am văzut până acum va fi ceva de muncă. Spor să aveți! Gata, e obosit? Nu, dar ne ferește. Nu te aud, după aia vrei la distracție. Treabă-l pe distracție. Trebuie un prăjitor aici. A? E că se rezolvă. Auzi, nu vrei să-i mutăm locul lui asta? Că nu se vede, să o punem undeva așa, că aici nu se vede frumos. Nu vede. O punem lângă televizor acolo? Ia ce? Trage un pic aici cu aspiratorul. Trage. Așa. Asta o mai folosește băiatul? Nu. O las ca amintire. Amintire? Nu vreau să las ca amintire. Bine, o las amintire aici. Am obosit, am transpirat. Aici, nu într-o zi, deci aici ești cel puțin o săptămână, fiecare zi, dar de dimineața și până seara, ca să poți să scoți totul la lumină. Fac eu așa doar ca să pot să stau, că stau aici. Deschidem o firmă de aia de curățenie. Așa? Facem și noi un ban cinstit. Păi ar trebui tu cu a ta să vă deschideți firmă de curățenie. Ha? Începeți de la voi și faceți. Și după aia vă deschideți firmă de curățenie. Poate prinde și ea drag. Ce? Poate prinde și ea mai mult drag să facă. Pe o parte îmi place că s-a făcut activitatea asta, că știm și noi să mai o luăm de la capăt cu curățenia. Nu-mi place că se vede la televizor. Și pe urmă zice lumea că e curat murdar, cum e vorba aia. Așa. Ai făcut numai. Gata? Mai omor. Eu te-am omorât? No, păi da, mă, Cătăline, știi de ce? Păi. Că asta, cum o cheamă? Iulia trebuie să facă, mă, nu tu. Ai terminat, nu? Da, ce da, momentan. Dar aș da și aici pe balcon un pic, de da? Da, și acolo. Uite, ia și asta că ai scos afară. Da, o dau aici. Da.
Așa, mersi. Hai să vedem aici. După ce în ziua precedentă a făcut curățenie, Anca își începe cea de-a cincea zi, cum altfel decât muncind. De data aceasta la bucătărie, acolo unde a cerut să preia puțin controlul. Gata, vin obțin. Eu vreau să vă fac o ciorbă. Chiar mi-e fac. Chiar vreau să vă ce gătești. Da? Tu o să am nevoie așa, de o oală, da. Nu prea mare, că nu o să fac cantitate mare. Eu zic că asta e potrivită, zic. Sau mie mi se pare prea mică, un pic oala asta e cam cratiță. Uh-huh. Hai, găsim o oală. Facem o oală asta? Mare, să faci jumătate. Hai, fac în aia și... Ia, scoate-mi de acolo, că trebuie spălată mai întâi. O să te rog pe tine frumos să-mi scoți tu legumele, să le am pe masă acolo. În rest mă ocup de tot, nu trebuie. Da? Da. Vreau să vede eu cum ție să ciurba, cum faci tu ciurba la tine acolo. Da? Da. Dar de ce n-am apă? Pentru că... Merge mașina. Merge mașina. Aaa... Nu s-o opresc. Dar oprește-o un pic. Nu mai ajunge presiunea aici, așa? Da. Dacă merge mașina, nu mai merge. Nu merge. Ia vezi acum, merge? Hai, lasă-mă! Băi, frate... Ne-a dat în bară. Auzi, dar altă robinet curge? Primăria. Oprește pentru că lumea udă în grădină. Serios? Da. Și ei, pe timp de zi, eu opresc apa. Și doar o zi, o zis primarul să nu ude în grădină. Da. Și uite că eu te lasă, că tu, dacă puțin. Chiar când ai nevoie de... Dar nu anunță, adică așa ne anunță? Bă, da, bă, eu n-am văzut și pe internet. Pe internet, adică... Bă, și de ce nu mai anunța, că făceam ciorba asta mai devreme? Dar cine ai tu? Ai văzut că dimineața când ne-am spalat sau... Da, ciușmeaua de afară presiune mare. Și acum de unde duce apa? De la, de jos, de acolo. De la pompă? De acolo, de unde mă spălam eu la picioare. Păi merg acolo și o spăl, Doamne. E, Doamne, ferește, stai, lasă aici. Că... Merg acolo, păi, dar nu, e mai ușor. Curăț eu morcovul și cu... Nu, eu mă ocup de ciorbă, mulțumesc frumos. Ce, cum ai ieșit în șosete? Da, o spăl aici, păi, dar mă chinui acolo. Ce e asta? Primăria. Acum stăm așa să ne rugăm, cerim ploaie. Ne rugăm la apă să curgă, eu știi, like, până se umple, mă duc să-mi pun într-un castronul de la bun. Lugheanul ăsta e... Da, dacă la e așa. Să aduc și carnea. Să mă duc eu să-ți iau de la magazin ce mai ai nevoie. Doar verdeasă îmi trebuie. Verdeasă, dacă... toate verdețele le-am. Nu toate verdețele. O legătură de pătrunjel și una de mărar. Una de mărar și... Și nu știu dacă ai ardei, că am folosit ieri. Este. Este? Da. Nu mai trebuie, că le-am pe toate. E foarte greu să n-ai, să ai așa cu porția apă. La 2 mai nu prea se muncește, aici domnesc liniștea, distracția și stilul de viață sănătos, pe care copiii familiei Alexoiu vor să îl înducă și mamei de schimb. Ba mă, că sunt grele, știi cum? 3 kg aici. N-avem buget de carpe de la. Ce aveți? Okay. Încep cu mine sau cu fetele? Cu cine vreau. Eu sunt antrenorul vostru astăzi. Așa. Am două drepte. V-am pregătit aici. Cu asta ce trebuie să fac? Hai, așa? Păi stai puțin că facem mărci acum. Păi hai, arată-le cum. Iriu, aici. Așa. Țineți asta într-o mână, în ambele mâini așa. Ridicați piciorul și le puneți aici. Și facem așa 30 de secunde. N-avem timp, trebuie să... Așa? Yes.
Așa, așa. Așa? Așa. 1, 2, 3. Probabil da, probabil o să-i prindă bine Iulie să, să facă puțin efort zilele astea. Sper să iasă să, să facă ce și-a propus, să se iubească cel puțin un kilogram. Vă loviți fundul. De pe tăi, așa. Așa? Da, dar n-ajung. Puteți să lăsați, puteți să lăsați fiul ăsta. Da, lasă-te. Soții mă stau în mână. 3, 4, cât? 5, 6, 7, 8. Iulia nu pare deloc conștiincioasă în ceea ce privește exercițiile, iar asta îl cam supără pe Robert. Iulia a făcut niște exerciții în bag joker, nu le-a respectat deloc. N-are cum să slăbesc dacă le face așa. Cătăline! Iată ce ți-a făcut Cătăline! Păi Cătăline! Într-un fel am vrut să fac și o glumă, dar... Lasă că... Râzi, a? Păi de la jumate, mă. Te-ai uitat pe împărți? Nu? Nu zici, dar zici, dar mulțumesc. Da? Femeia trage și fac amândoi. Eu nu pun reguli, fiecare creșit pe Nu vrea. E vorba de reguli, de puțină inițiativă. Este gata masa la Uituz și nu ne îndoim că ciorba Ancăi a ieșit bună, așa că ne interesează mai mult subiectul de discuție la masă. Poftă bună. Poftă bună. Am zis că, Daniel, ce vreau să te întreb, care a fost cea mai grea perioadă din viața ta, în viața voastră? Asta. Acum? În legătură cu mișurile, zici? Da. Asta. Asta e cel mai greu pentru voi? Da, eu pentru zic tine, că pentru ea... Ești pentru ea. Da? Da. Eu o simt. Asta e dor de ea? Mai zice. De am și plecat puțin. Nu, am așa, eu de-asta. Pentru că și pe mine m-a luat foarte tare dorul de ei mei. Și... Știu că... Singur așa. Adică n-am crezut că o să-mi fie așa de greu. Îmi lipsesc... Nu numai ei, și ce făceam cu ei. Adică la mine nu trecea zi să nu fiu luată în brațe de copiii mei, să nu fiu cupată, să nu mă aud în gura lor, mami, te iubesc. De exemplu... Mami, ești obosită, mami... Adică mie îmi lipsesc foarte multe lucrurile astea. Și-a arătat sensibilitatea față de familie. Și chestia asta ne-a plăcut. Cu tate că e un om matur și mi-a arătat fața asta, mi-a arătat latura asta ei. Și o felicit pentru faza asta, că alții nu fac așa. Eu zic că ne-am înțeles cât de cât. Da. Nu? Ne-am a înțeles, fost bine? Da. Părerea ta care e despre mine? A fost ok? S-a părut ceva neregulă? În legătură cu faptul că... Cu direct. Da. Ești matură față de mine. Ești... știi ce vrei de la viață. Asta pentru că am o experiență mai mare. Asta decât logic, da. Logic, ai ani în spate, nu ca mine, că... Sunteți la început, aveți de învățat, așa este. Și... Dar sper că experiența asta, trăită și stând în casă cu mine atâta timp, eu cred că s-o lega ceva. Chiar vreau să ne vedem. Da? În viață de zi cu zi să fim cum suntem noi, de fapt. Mai mi-aș dori să vă văd așa cum sunteți voi... Mai mult de atât vreau. Da, eu zic cu sinceritate. Da, mi-a plăcut. A avut grijă de Luca, chiar s-a... Mi-a plăcut. Nu pot să zic că nu, dar nu poate să-mi... Nu poate să-mi locuiască pe Iulia. Chiar dacă este Anca, este și comunicativă și un punct de vedere mai asta, dar mi-este dor și de Iulia. Este a treia fata mea. Anca mai are puțin timp de petrecut la Uituz și este hotărâtă să lase ceva în urma ei. De aici și ideea amenajării unui spațiu pentru Luca. Cătăline! Iată ce ți-a făcut Cătăline! Păi Cătăline! Într-un fel am vrut să faci o glumă, dar... Pe bune? Da. Uite, eu ce nu-i făcut ăla la mă! Lasă că... S-o... Râzi, a? Păi de la jumate, mă. E ce râde?
Sau că am vrut să mă vad așa, cum mă chinui. Sincer, cam asta am vrut să întâmple, dar nici vrut să văd? Ce, ia să te chinui eu pe tine puțin, că prea multe reguli, prea multe... Așa. Am înțeles că alea le pui în roabă. Le pun în roabă și le duc, da. Așa. M-am gândit. Aracul ăla se potrivea, dar am zis că dacă tot vrei să te muncești așa, te muncesc cu alea. Hai, mă, că n-ai vrut tu, așa ți-a ieșit, ai din gură. Nu, m-am gândit la chestia dacă se rupe. Dar ăla trebuia să-l pun. Dar cum n-ai balai băgat? Ai băgat un cui aici? Am băgat un cui așa la... Nu, încoace, că-i pun eu o coadă. Vrei să-l pun eu pe ăsta? Scoate-l dacă vrei. Intră oare? A, ce ușor a ieșit. Văd că ești alea că... cu grădina. Și la 2 mai se amenajează ceva, și anume un spațiu curat și confortabil pentru un mic răsfăț al mamei de schimb. Ce trebuie am pe aici? Uite bine, m-am apucat să spăl cada, că ai zis că vrei să faci o baie în cadă, cu spumă, cu așa. Păi și mie de ce mi-ai zis să vrei să te ajut? Poți să... dăm să te ajut și eu. Bine, ia. Cu ce? Eu am vreță EPAC. Deci sunt mișto. Da, da, și eu le folosesc acasă. Sunt ieftine și le găsești peste tot, deci la fiecare magazin. Mami, numai din astea. Pungi, îmi folosesc că tot la ei, la EPAC, folosesc pungi pentru... fără congelator, orice. Am văzut, da, sunt și bureți și... Da. De toate. Din câte am înțeles, ți-ai fi dorit foarte mult să faci o baie în cadă. Și de asta m-am și apucat să șterg aici. Eu aș vrea foarte mult să te bucuri de condițiile de aici. Dacă vrei, stau cu tine în baie și vorbim, că-ți place. Sună bine. Da? Revenim la Uituz, acolo unde, sub îndrumarea mamei de schimb, tatăl a terminat de amenajat locul dedicat frumușelului băiețel pe nume Luca. Avem, cum se spune în televiziune, un mic moment de culoare. Ia uite, ce-am făcut noi acolo? Hai, Cătăline, am făcut treaba aici bună sau n-am făcut bună? Nu știu acum, depinde. Ia de să tine vedem. Să zici dacă eu am făcut, dacă ai făcut treaba bună. Am făcut, ai respectat, ești... Da, tu asculti, cadoul, ești un băiat foarte ascultător. Cadoul lui Luca, fii fain. Da. Când mai eu mă bucur. E să-i băgăm puțin, măcar să-i spălăm puțin picioare? Bă, acum oricum nu mai e așa sare. Wow! Eu trebuie cu el. Ia! Hai mă, că nu e, că nu e. La mare când vii cu el, cum e? Tot la fel. Cum e Luca? Place? Da? Sunt un pic drag? Nu. Nu. Nu, nu. Atâta dacă. Doar atâta. Atâta. Te-ai uitat la Pampers? Nu. Nu? Nu zici, da, zici, da, mulțumesc. Da? Da? Zi mulțumesc. Tare. Tare! Bravo! Ok? E ok? Ia de-i o pupă lua ta. Ia, dă-mi o îmbrățișare. Ți-o dau dacă îmi dai o îmbrățișare. Dă-i un pupă. Ce vrei la tine? Dar de care, care bumbum vrei? Asta? Nu. Asta? Nu. E mare. Asta mare? Nu. Asta? Asta. Bravo. Dar dai un pupic? Hai, dă-mi un pupic și eu ți-o dau. Dă-mi un pupic. Dă-i o pupă. Pește-mă. Pește-mă. Oh, my, Doamne! Doamne, cât de scump ești ea. Mă bucur pentru locul de joacă, pentru că era în plajă. Uite că l-am reușit în mare. La 2 mai, schimbul de mame se apropie de final, iar el nu se putea termina decât cu o mică distracție, la care participă toată familia. Bine, tata! Cine sunt eu? Depinde de moment. În zori de zi sunt motivația în persoană. De la 9 la 5, cea cu soluții. Când e nevoie, prietena cu sfaturile bune. Eu sunt eu în mai multe variante diferite. Așa mă simt cel mai bine, în pielea mea și în baia mea. Savini Due, baia care te definește. Wow, foarte frumos! Foarte, foarte!
Deci mai surprins plăcut, nu știam că faci dansări. Te-am văzut foarte emoționat, Pavel, și foarte mândru. Da, păi mie îmi place. Da, ai avut emoții? Da. De ce să am emoții? Știu că dansează frumos. Da? Da. Te-am văzut așa, mândru. Am ceva pentru ea, dar nu o să o zic acum. Păi nu ziu, dacă... Încă ești pe tehnică, așa nu... Nu ești pe natural. De cât timp faci, Bianca, dans? Dansurile am început de la 3 ani, dar nu belly dance. Belly dance am făcut singur acasă de un an și ceva. Foarte frumos. A fost super ok. Mă bucur că v-am cunoscut, că am putut să interacționez cu voi. După părerea ta, ți s-a părut că ai interacționat suficient cu noi? Suficient cât a trebuit, până unde a trebuit. Da? Da. Eu am unele reticențe în ceea ce te privește pe tine. Și de-a lungul săptămânii, cum să zic, mi-au tot crescut grijile despre cum stă Anca acolo și dacă ea a fost la fel de bine primită, mă așteptam la mult mai multă inițiativă din partea ta. De regulă, într-o casă, femeia trage și fac amândoi. Eu nu pun reguli, fiecare trece după părerea. Nu e vorba de reguli, de puțină inițiativă. Nu de a impune ceva, că nu trebuie să impui și nici noi. Noi am căutat să te menajăm pentru că tocmai în ideea de a te simți bine, da, să nu... Ok. Dar și fără asta, puțină inițiativă din partea ta. Pentru că altfel lucrurile nu se mișcă. Dacă femeia nu îl împinge pe bărbat de la spate... Păi nu trebuie împins, trebuie să știe el singur. Simbolic vorbind. Ok. Împins. Am înțeles ce... Să-i arate că vrea. Că... Am înțeles, da. Adică tu chiar vrei, eu te-am văzut că vrei. Așa. Să-i te arăți și lui că vrei ceva mai mult de la viață. Apreciez sinceritatea la oameni. Pavel a fost un om sincer, ceea ce apreciez cel mai mult pe lumea asta, sinceritatea. De fapt, sunt total de acord cu ce a zis el. Dacă consideri că ai preluat ceva de aici sau că ai rămâne cu ceva pozitiv pe care să-ți folosească în viață. Cu siguranță mi-a rămas ceva pozitiv și cu siguranță când plec de aici. În afară, nu mă refer la confort. Da, și ajung acasă, da, am învățat ceva de aici. Singurul lucru cu care plec eu de aici și îmi dau seama de el acum e să petrec mult mai mult timp acasă cu copilul meu. Este momentul concluziilor și la Uituz, acolo unde, după o săptămână grea, Anca merită din plin o ieșire la un local. Hai să jocnim un pahar? Chiar vreau să jocnim un pahar, așa. Noroc, sănătate. Sănătate și bine ați venit pe la noi. Da. Bine ați venit, că mai am puțin și plec. Da, să știi că ne-am obișnuit cu tine. V-ați obișnuit cu mine? Da. Da? Serios. Mă bucur. Eu m-am simțit, săptămâna asta m-am simțit foarte bine la voi. Când am ajuns prima, la început, când am ajuns, am crezut că nu o să fie tot mai bine, dar m-am simțit foarte bine în prezența voastră. Sunteți niște oameni minunați. Să rămână. Ești un tătic familist convins. Mulțumesc. Luca e un copil minunat. Deci m-am atașat de el și chiar o să-mi fie dor de el. Cred că și el o să fie dor de tine, sigur. Ești sigur? Da, sigur. După cum se vede, chiar sigur o să fie doar de tine. Și noi ne-am atașat, așa, nu știu. Nu adică, se spune că așa este. N-am avut reproșuri, n-am avut certuri. Nu. Mi s-a părut săptămâna ușoară cu mine, da? A fost relaxată. Da, mi s-a părut ușoară. Da. Cu toate că am crezut că o să fie grea. De ce n-am mai stat vreo două zile? Da. Experiența asta mi s-a părut extraordinară. A fost o lecție de viață și încă este. Îmi pare rău că s-a terminat așa de repede. Mi-a plăcut. Chiar dacă sunt mai în vârstă față de ea, să știți că am învățat. Și ai ce învăța. E foarte deschisă. Ne-a deschis ochii prin experiența asta. De fapt, misiunea mea asta a fost. Că eu de aici n-am avut ce să învăț. Misiunea mea a fost să îi fac pe ei măcar 20%, 30% să fie cum suntem noi.
Este cea de-a șaptea zi în care mamele se pregătesc de revenirea lor acasă. La 2 mai, despărțirea nu anunță mari emoții, însă Robert are de gând să o pigmenteze puțin. Neața! Ce faceți? Bine. Bucur! Trece așa? Păi nu, am venit să... Da? Să-mi pun. Hai să vedem că am făcut o promisiune, că te-ai ajuns să slăbești. Da. Hai să vedem. Dă-ți geanta jos. A, ok. A făcut o viață cu geantă, tata, ca să o păcălești un pic. Și hai să vedem. Uite acolo. 92. 92. 92,3. Deci ai slăbit 300 de grame. Deci un început, nu? În câteva început, zile? Da. Deci că mai mult decât la început cât ai încercat să slăbești. Da, mulțumesc. Să pornim, să scurtăm așteptarea, nu? Pa, fetele, pa, Robert. Pa. Și Anca și ea la revedere de la Luca și de la bunica lui după o săptămână pe care cu siguranță nu o va uita. Gata? Gata. Mămica? Gata, nu mai vrei să mai stai la noi? Nu vreau acasă. Mi-a părut bine că ne-am cunoscut. A fost bine. Poate și pe viitor ne cunoaștem? Da. Poate cu un telefon, poate cu un mesaj. Da, cu drag. Ce facem? Îți e dor de Iulia, hai! Hai să mergem, că eu nu mai știu. Băi, dimineața de la 4 mă trebuie. Te rog. Să știi că mi-a părut bine să te cunosc. Mi-a făcut plăcere. Nu plânge. Ne mai auzim. Mulțumesc frumos. Să fii sănătoasă. Și, la... și cu familia ta. Și cu... Doamne ajută și tu la fel. Da. Și să te înțelegi bine cu Iulia. Mulțumesc. De acum încolo, da? Și mai puțin stres. Da, așa este. Dar nu pot să nu fiu stresată. Ba da, poți. Dacă vrei, poți. Da? Da. Ce data? Luca, ia vine puțin la Anca. Anca, pleacă. Îmi dai și mie un îmbrățișare și un pupic. Îmi dai? Dragoste. Doamne. Cele două familii au plecat la drum și se vor întâlni la jumătatea distanței dintre 2 mai și Oituz, la Brăila. Sunteți de acord să mergem undeva să stăm puțin de vorbă? Da, da, mergem. La umbră da. Undeva. Ai văzut e, okay. Un loc de deosebit? Poate să bem ceva, discutăm puțin. Da, da. E ok? Da. Da? Ne lăsăm pe mâna ta, ia, condune. Eu m-am înțeles foarte bine cu ei. Soțul tău e minunat. Ai noroc. Să știi că multe femei și-ar dori un soț ca al tău. Mama! 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 Dedici prea mult timp serviciului. Da, pentru că am zis și că... prea puțin timp pentru ei. Gata, s-a reunit familia. După ce emoțiile revederii au trecut, cele două familii vor sta de vorbă pentru a analiza toate cele întâmplate de-a lungul săptămânii. Cum te-ai simțit tu cu familia mea? În primul rând, țin să menționez faptul că ai o familie de invidiat. Mulțumesc frumos! M-am simțit foarte bine, nu mă așteptam să mă integrez atât de repede, zic eu. Bine, mă așteptam să ai copii mici până în 6 ani, când am văzut... Cum ți s-au părut fetele? Foarte ok, foarte comunicativ. Practic, tu ai fost ca o soră de da, da, am și menționat chestia asta multe faze. Da? Da. Am și băiatul? Și băiatul. Am vorbit foarte mult cu ei, mai ales cu fetele. Am vorbit da? Foarte... Ai comunicat? În special cu Bianca. Da? Da. Uh-huh. Și cu soțul? Și el. Nu știu, sunteți foarte comunicativi. Ah, comunicați, comunicați mult. Că despre asta chiar vreau să vorbim astăzi. Da. Noi chiar comunicăm foarte mult. Se vede. Comunicarea este baza, da. Din punctul meu, din punctul nostru de vedere. Îmi dai voie să-l întreb și eu pe Cătălin. Cum e? Te-a ajutat aveți soția să în ce... Invidiat. Da? Vă iubești foarte te-a mult. Te-a ajutat? Da. În vreun fel acolo? Foarte mult. Da? Mă da. Refer la moral, așa, ți-a ridicat? Te-ai simțit... La orice. Adică, având în vedere că Iulian a fost acasă cu Luca... Sincer... S-a descurcat? Chiar s-a descurcat. Nu zic bine, foarte bine. Chiar, cum a fost cu Luca? Să-și pot să am și nepoți de acum înainte. Da. Cum a fost cu Luca? Foarte ușor a fost cu Luca. Ai un copil foarte cuminte. Știu. Foarte isteț.
Doar că despre asta o să și stă, vreau să stăm puțin de vorbă. E un regulament, am punctat, să zic așa, câteva lucruri care mie nu mi-au plăcut. Ce anume? Hai să luăm cu începutul. Ei duc lipsă de intimitate. Nu aveți absolut deloc intimitate acolo. Știm, da. Soacra ta, mama lui Cătălin, se uită din patul ei în patul vostru. Da, știu, știm. Adică e foarte greu. Este foarte greu. Da. Băiatul nu mai mănâncă noaptea. Biscuiți și suc. L-ai făcut tu să nu mai mănânci, adică, da. Ceea ce e normal. Nu mai reușit să dezvezi. Suc. Foarte simplu. Copilul are doar 2 ani și este, face ce îi se spune. Cum te-ai înțeles cu ei? Eu m-am înțeles foarte bine cu ei. Da? Soțul tău e minunat. Ai noroc. Să știi că multe femei și-ar dori un soț ca al tău. Te iubește foarte mult. Nu vrea să supere cu absolut nimic. E săritor. Deci el își punea problema dacă eu sunt obosită, să mai stau, să facă el. Acum nu? De toate face. De toate. El și muncă și copil. Copilul este nebunit după el. Copilul, să știi că nu te-a strigat. Doar tata. Da, doar pe tata îl strigă. El e foarte atașat de tate. Stă mai mult cu el? Nu știu dacă ți-a povestit. Da, mi-a povestit. El a stat cu el mult timp, cât eu nu am putut să am grijă de el și din cauza asta el e foarte, foarte atașat de tate. Da, simțit, s-a văzut de fapt lucrul ăsta. Și încă o problemă care pentru mine este foarte majoră. Curățenia. Nu mi-a plăcut. Spațiul era mic, multe chestii de păcătate. Și noi am trăit, poate să-ți confirme soțul meu, da, într-o cameră. Mi-a povestit. Dar în afara faptului că sunt foarte înghesuite, da, este și foarte mult misterie. Adică ești tânără, mama soacră am înțeles că e bolnavă, am stat de vorbă cu ea. Face cât poate, vă ajută, că stă cu copilul, că mai face o mâncare, că sunteți la serviciu. Dar curățenia depinde de tine, depinde. Da. Tu ești acolo, tinerica cu mama. Da. Măcar pentru copil, pentru voi. Da. El este nevorbit. Da, știu că el nu prea comunică, știu. Tu lipsi de vorbă. Deci mă nu prea comunică el sau nu prea comunici tu, că mie... Mine a comunicat foarte mult. Deci n-aveți timp. Până adormi. Din alea ziua aia în care eu sunt acasă, uneori mă duc și o fac extra. Oh, deci tu muncești non-stop. Da. Da, deci, așa îți place ție să pui munca pe primul loc și familia pe locul doi? Știi, este nevoie și de bani, într-adevăr. Trebuie să faci și sacrificii. Dar, totuși, am vorbit și cu Cătălin și el este, adică și lui se pare că muncești prea, adică dedici prea mult timp serviciului. Da, pentru că am zis și prea puțin timp pentru ei. Da, uite, aici ai dreptate. Deci sunt în fiecare zi la muncă. Nu trebuie așa. Ei neglija foarte mult. De-aia nici nu mai aveți timp să comunicați. De-aia mai ies scântei, că tu mi-ai zis că e în regulament, că e coleric, că e... Nu știu. Am fost așa? Nu e, e depus la rană. Nu este. Deci dacă știi cum să vorbești cu el, nu este. Doar că trebuie să fii puțin mai calmă. Ție asta îți lipsește. O să încerc să fiu mai calmă. Da. Măcar încearcă, să vezi că o să-ți fie mai bine. Și ție o să-i fie bine și lui Cătălin. Și Cătălin te iubește, îți mai spun de câte ori e nevoie. Cătălin te iubește foarte mult. Încearcă să-l lași și pe el să-și exprime părerea. Nu-i o mai tăia. Fiți atenți la mine. O să ținem legătura. Chiar. Doar pentru că aveți nevoie de sfaturi. Aveți nevoie de sfaturi de la oameni cu experiență, dacă sunteți de acord. Să le primiți pentru copil și să vă întăriți relația. Să reușiți în viață să vă întăriți relația. Ok. Bun, păi atunci hai să ciocnim un pahar. Să fie într-un ceas bun și să... Să fie bine să fie, și cu drag. Dacă să aveți nevoie vreodată, vă dăm sfaturi. Mulțumim de experiența trăită și chiar mi-a făcut plăcere. Îmi iubeam foarte mult familia, acum o iubesc și mai mult. O să-i prețuiesc și mai mult. Să mă bucur de tot ce am eu acasă. Noi stăm foarte bine și mulțumim Dumnezeu că am ajuns aici. Și care nu voi schimba nimic. Cred că singurul lucru care l-am învățat și o să-l pun în practică o să fie ca să comunicăm mult, mult. După o discuție din care ar avea multe de învățat, Iulia se întoarce acasă, acolo unde o așteaptă emoționat Luca. Mama! Mama!
Luca! Mamă! Mama! Haide, mama! Hai! Dai pupul de mama? Da. A fost doar de mama, a fost? Ha? Ți-am zis că ți-o aduc pe mami înapoi? Așa. Da. Mai crezut. Ce-i acolo, mama? Ai piscinuță? Bună ziua! Bună ziua! Bine, bine, sănătoasă! Mulțumesc! Ce-i mama acolo? Ce-ai? Piscinuță? Ba! Ce mai are ceva, băiețelul? Ce mai am? Ia du-te mai aici și arată-i! Ia! Ce ți-a făcut, mama? Te-ai adus aici, mama, mașinuțile? Ai adus aici mașinuțile? Cea mai mare schimbare care am văzut-o, în afara faptului că făcut-o deja că Luca, a fost un pic schimbarea de atitudine al Cătălin. Anca ajunge și acasă și își va relua curând viața ei obișnuită, de care este de-a dreptul mulțumită. Ai înțeles tu, mami. Unde-s copii? Casa mea, casa mea. Unde-s copii? Casa mea, eu și tu. Am zis că vine, vine. Da, dragul undeva. Meu, da. Doamne, uite, uite pe că nu mai poate. Doamne. Gata, s-a reunit familia. Mi-a plăcut că am fost folositoare, să zic, familiei la care am ajuns, dându-le sfaturi și ajutându-le cu anumite idei. Aș mai repeta experiența, dar să ajung undeva de unde să am și eu ceva de învățat. Adică să am și eu să învăț ceva de unde voi ajunge. De aici n-am avut nimic de învățat. La Oituz, Anca și-ar fi dorit să găsească o casă mai curată. Mama e de părere că lipsa comunicării e sursa problemelor din familia Rotaru. Ea spune că Iulia ar trebui să se ocupe mai mult de Luca. De cealaltă parte, Iulia spune că nu a învățat mare lucru de la cei din 2 mai. Pentru ea, această experiență a fost, în primul rând, amuzantă. Cele două familii nu păstrează legătura. Sunt așa, în extaz. Nu știu ce să cred, nu știu ce să... Nici nu vine să cred că e adevărat. De ce e supărată? Îmi spun, te rog. Hai, spune-mi, că rezolvăm amândouă. Hai. Wow. Eu cred că o să mă pierd aici. Ce greu e să faci. Asta e, munca, vezi? Nu e ușor să muncești. Ce mișto e să iei micul dejun, prânzul și cina să vezi toate astea. Vezi că e și la mami e greu să-ți facă ție. Tu trebuie să o asculți. Wow. Wow! Eu așa ceva n-am văzut decât în filme. Asta mai vrei, sunt femeile. Nu-i voie! No. Tomiță, nu-i voie! Au 100! 110 kg. 110 kg au? Da, are o bucată.